Mai mulți profesori dintr-o localitate din Gorj au găsit o soluție inedită pentru a preveni abandonul școlar. Au făcut un after school special pentru copiii care provin din familii nevoiașe. Elevii sunt încântați și participă în număr mare la aceste cursuri spre mulțumirea cadrelor didactice, dar și a părinților care nu au posibilitățile necesare pentru a-i da la pregătiri. Profesorii din mediul rural pot obține finanțare pentru centre after school pentru copiii cu risc de abandon școlar. Bursa acoperă masa copiilor, materialele didactice și plata profesorilor timp de un an. Așa au procedat și dascălii unei unități de învățământ din Plopșoru. Pentru a reduce rata abandonului școlar, elevii din medii defavorizate sunt școliți de către profesori la diferite materii. Pandemia a afectat învățământul, iar elevii au rămas cu multe lipsuri, orele remediale fiind insuficiente pentru a recupera materia pierdută. A avut un impact pozitiv în rândul elevilor, aceștia simțind nevoia să fie ascultați și ajutați, în special acei copii care au avut nevoie de activități remediale. Aflându-se în această perioadă de predare online din cauza pandemiei, mulți dintre copiii noștri au suferit pierderi, au pierdut contactul cu învățătura, predarea online realizându-se așa în termeni foarte neînțeleși de ei. Nu au putut să participe pentru că nu au avut dispozitive, pentru că nu au avut conexiune la internet. Și aici am venit noi cu o mână de ajutor. Prin activitățile remediale, pe lângă cele susținute de minister, noi am reușit să îi ajutăm, să le fim alături, să promovăm sau să punem în legătură cu aceștia și cu familiile lor o altfel de predare. Le-am înțeles pasul, le-am fost alături atunci când au avut nevoie, i-am ajutat la teme, pentru că a intervenit și evaluarea, iar ei aveau multe goluri. De exemplu, eu la literatură am mers pe activități de literație, colegii mei la matematică, aș oferi un alt exemplu, au găsit golurile și au lucrat pe exerciții de remediere. Elevii sunt încântați și spun că interacționează mult mai bine acum. Da, îmi place foarte mult. Acum nu ești cu toți colegii, sunteți mai puțini. Cum e? Cum se simte o diferență așa? Da, pentru că când suntem cu toți colegii ne simțim un pic mai bine, că facem 4 ore cu colegii, iar 2 ore să facem așa, singuri. Și e mai bine când faceți singuri, adică te ajută mai mult, înveți mai mult? Da, învățăm mai mult. Profesorii sunt mândri că elevii rămân cu noțiuni de bază după cursuri. Obiectivul Fundației EMAG este de a crește promovabilitatea la examenul de evaluare națională, la clasa 8, mai ales în mediul rural, și a oferi elevilor un sprijin. Elevilor predispuși la abandon școlar, elevilor care nu beneficiază de un sprijin din partea familiei, din diverse motive, cum ar fi, eu știu, familii numeroase, părinții de cele mai multe ori acuză lipsa timpului. Pot spune că elevii se descurcă destul de bine. Se vede un plus al acestei activități didactice, al acestei activități remediale. Noi lucrăm, utilizăm strategii didactice axate pe elev, centrate pe elev, pe nivelul fiecărui elev. De exemplu, în grupa pe care mă ocup, sunt 6 elevi și sunt de niveluri diferite, lucrăm pe nivelul fiecărui. Programul i-a ajutat și în viața de zi cu zi, dar și percepția legată de școală s-a schimbat, spun părinții. Îmi pare foarte bine, suntem cu temele făcute, suntem mulțumiți. Interacționează altfel față de cum... Da, corect, corect. Foarte bine, n-am ce spun. S-a văzut o schimbare? O schimbare foarte mare. Eu lucrez, am servici, iar n-am timp să mă ocup de aici. Sunt în adunc de succesele lor, iar sunt mulțumit. Pe lângă teme, lecții și ore de dezvoltare personală, elevii se aleg și cu o masă caldă.